Bună seara și bun găsit la emisiunea Vocii Iașului. Sistemul juridic ne-a obișnuit în ultima perioadă cu multe decizii importante care au fost mediatizate larg, care au fost comentate la fel de larg. Discutăm și noi în această seară alături de sociologul Tudor Pitulac. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine m-am regăsit! Discutăm despre sistemul juridic din România și dacă este miza unor lupte politice și cât de intense sunt aceste lupte politice pe marginea sistemului juridic, care este locul său în sistemul, întregul sistem, nu știu, statal românesc, pentru că s-a vorbit foarte mult despre, cel puțin în primii ani după 1990, despre separarea puterilor în stat, despre să ne întoarcem la Montesquieu și apoi, dacă ne amintim bine, în anul trecut, cineva a spus la un moment dat că nu avem toată puterea până nu avem și justiția. Într-un asemenea context, încercăm să așezăm sistemul de justiție din România și să încercăm să înțelegem care sunt semnificațiile acestor multor condamnări la nivel înalt din România din ultimii ani, începând cu condamnarea lui Adrian Năstase și celelalte care au venit. Ultimele două vorbim despre condamnarea lui Antonie Solomon și condamnarea lui Dan Voiculescu dată publicității astăzi. În cazul lui Dan Voiculescu avem și un material, scurt material pregătit pe care îl putem urmări și apoi începem discuția fără să ne oprim doar la aceste cazuri. Cinci ani de închisoare este verdictul pe care l-au decis magistrații primei instanțe pentru Dan Voiculescu, pentru spălare de bani. Mai mult, magistrații Tribunalului București au cerut ca în timpul executării pedepsei, dar și trei ani după, fostul senator și liderul fondator al Partidului Conservator să nu poată vota și nici să nu poată fi ales. Decizia a fost comentată de Dan Voiculescu pe blogul personal și calificată drept o nedreptate. Avocatul său pregătește deja strategia pentru căile de atac. Nu doar două, mult mai multe, dar la acest moment nu cred că putem comenta o asemenea hotărâre atât timp cât nu se cunosc motivele care au condus la soluție de condamnare. 5 ani a durat procesul în care Dan Voiculescu a fost judecat atât de magistrații în altei curți, cât și de cei Tribunalului București, pentru fapte săvârșite în urmă cu mai bine de 10 ani. Această decizie ne spune că nu se poate fugi de justiție la infinit, nici măcar dacă ești Dan Voiculescu. Și-a dat demisia de două ori din Parlament pentru a scăpa de competența în altei curți de casație și justiție cu privire la dosarul domniei sale. A sperat că judecătorii de la tribunal vor fi mai blânzi. Se termină o epocă, și anume epoca în care oamenii puternici puteau face ticăloșii prin interpuși. În cazul de care vorbim, privatizarea Institutului de Cercetări Alimentare, a fost, dacă nu mă înșel, 5 sau 6 oameni din anturajul lui Dan Voiculescu puși în poziții cheie la administrația domeniilor statului, la Ministerul Agriculturii, și care au luat decizii simultan, concordat și coordonat, în așa fel încât acest institut să ajungă în proprietatea lui Dan Voiculescu. Condamnați în același dosar au mai fost Gheorghe Mencinicopski, fostul director al institutului, dar și directorul executiv al Grifco și fost ministru al telecomunicațiilor Sorin Pantiș. Ambii au primit pedepse de 6 ani de închisoare. Eu știam pe parcursul investigațiilor și a procesului că acesta este un proces pur și simplu politic. Vreau ca dânsul să citească foarte bine procesul de privatizare și să vadă că nu s-au vândut nici terenuri și nici clădiri. S-au vândut acțiuni, au fost evaluate absolut legal, conform legilor în vigoare de atunci. Aceeași pedeapsă a primit și Corneliu Popa, fost director al Agenției Domeniilor Statului. În plus, dacă decizia rămâne definitivă, toți cei condamnați trebuie să returneze Ministerului Agriculturii prejudiciul adus statului, peste 60 de milioane de euro. Justiția, până la urmă, va eșua să recupereze prejudiciile din aceste cauze. Sunt oameni fără de care erau în poziții să apere statul și care n-au făcut altceva decât să se vândă foarte ieftin în fața unor asemenea oameni dispuși să intre în aceste rețele infracționale. Dan Voiculescu mai este cercetat și într-un alt dosar de corupție, cel legat de șantajarea reprezentanților companiei RCS RDS prin intermediul directorului Antena Group. Discutăm așadar despre acest caz, sau plecăm de la acest caz de condamnare de astăzi, condamnare la închisoare cu executare pentru Dan Voiculescu. Discutăm alături de Tudor Pitulac, sociolog. Aș dori să vă întreb în primul rând, ce ne spun aceste cazuri? Acesta nu este singur, am mai amintit câteva.
despre, deopotrivă, despre sistemul juridic din România și despre sistemul politic din România. Ne spun foarte multe. Ne spun ceea ce știam în primul rând, și anume că în România a face politic este pentru foarte mult sinonim cu a obține câștiguri nemeritate, a intra în diferite rețele mai cuprinzătoare sau mai puțin cuprinzătoare care implică acțiuni de corupție, adică o trecere ilegală, ilicită a valorilor din proprietatea statului în proprietate privată, ceea ce s-a întâmplat și aici. Și ne mai spune ceva legat de sistemul juridic, și anume că ceva începe să se schimbe. Se schimbă odată cu schimbarea generațiilor, odată cu venirea unor judecători, unor procurori care au avut posibilitatea, mulți dintre ei, să meargă în străinătate, să facă specializări, să înțeleagă mai bine puterea pe care o au și să o și utilizeze. Înseamnă pentru legătura dintre cele două sisteme că în România nu mai este suficient să ai o înaltă funcție politică sau poziție în stat pentru a fi la adăpost de rigorile legii atunci când, sigur, le încalci. Se schimbă și regulile în acest sistem politic, adică având în vedere că spuneți că în sistemul juridic sunt semne clare că sunt schimbări, este o evoluție, că sunt aceste condamnări, fac parte sau arată acest lucru. Nu numai acesta, acesta este un aspect care ne arată schimbarea. Mai ales și era totuși necesar să ne arate, să existe acest aspect pentru a se oglindi cu sistemul politic, pentru a intra într-o comparație. E foarte important să nu uităm că noi avem un mecanism de cooperare și verificare exact pe justiție. Aici suntem monitorizați permanent de către partenerii noștri de la nivelul Uniunii Europene și nu întâmplător. Până la urmă, ceea ce se întâmplă în sistemul de justiție reverberează în întreaga societate. Fiecare dintre noi, oricât de puțin am avea de-a face cu justiția în mod direct, suntem afectați de ceea ce se întâmplă. Există oameni politici, pentru că tot vorbeam despre acest lucru, care spun că justiția, nu știu, nu este neapărat independentă, că este mai curând sau evoluția din justiție face parte dintr-un plan prezidențial. Bine, toți cei care se pronunță în acest fel... Ce nu mai face independentă. Da, dar indiferent de culoarea politică, toți cei care se referă în modul acesta la justiție sunt penibili. Sunt penibili pentru că de fiecare dată când obțin o decizie favorabilă, justiția este impecabilă, și atunci când obțin o decizie nefavorabilă, justiția este colorată politic, evident, altfel decât propria lor culoare politică. Este, spuneam, penibil. Din fericire însă, așa cum am văzut, românii au reușit să dezvolte o cultură politică în aceste două decenii, mai bine de două decenii de după Revoluția din 89, și reușesc să taxeze toate aceste aspecte care, până la urmă, nu sunt consonante cu ceea ce înseamnă democrație. Știți că s-au auzit voci care spuneau ar trebui să vedem foarte clar, erau propuneri care chemau procurori în Parlament să explice de ce se iau anumite decizii. Deci, și ar trebui să vedem cum funcționează, de ce funcționează așa justiția. Sunt corecte astfel de principii? Pentru că se spunea mereu că reprezentantul poporului este Parlamentul, ca justificare. Fără îndoială, așa este, însă, adică este reprezentantul poporului, pentru că este ales prin vot direct, însă este ales, până la urmă nu o să intrăm în detalii tehnice, dar este ales, fiecare parlamentar este ales să reprezinte un anumit număr de electori, practic să le este delegată partea de suveranitate de către fiecare dintre electori. Și de aceea au această legitimitate și pot vorbi în numele poporului, cu ghilimele de rigoare. E bine, să ne uităm puțin la forța aceasta inerțială pe care o au practicile care au fost foarte puternice în anii 90 și chiar în anii 2000, la început cel puțin, și anume o poziție în Parlament, o poziție politică în executiv importantă, te punea la adăpost de rigorile legii. Practic, puteai să faci aproape orice. Să ne uităm puțin la câți
dintre parlamentari actuali au probleme cu justiția. Sigur, mă refer la persoane care sunt cu notorietate, pentru că foarte mulți parlamentari sunt cunoscuți în circunscripțiile lor, au mai puțină notorietate la nivel național. Dar să ne uităm că sunt suficient de multe persoane care practic putem spune că și-au cumpărat într-un fel sau altul un loc în Parlament, tocmai pentru că au dorit să aibă un atu în această luptă cu justiția. Prin urmare, aceste practici, aceste presiuni există la nivelul justiției, există aceste practici în zona politică, fără îndoială. Din fericire, cred că aceste cazuri exemplare, să le spunem, da? Persoane care păreau personaje de-a dreptul, care păreau intangibile, au ajuns să fie filmate, nu, prin închisoare, să ajungă să aibă decizii definitive, condamnări definitive cu executare și așa mai departe. Ați spus că sunt persoane care au cumpărat locul în Parlament. Vă referiți la ce anume? La faptul că s-au folosit de acest lucru? Nu, la modul că cu siguranță există, nu mai există acel trafic de locuri eligibile care exista atunci când erau listele de partid închise. Dar să nu uităm că și acum, deși candidatura este uninominală, trebuie să fii propus de un partid politic. Lucrul acesta nu se obține fără o trecere de resurse din partea celui care candidează. Da? De aceea am folosit termenul de cumpărare. Nu este vorba aici de aspecte care să intre sub incidența unor elemente de ordin juridic, dar cu siguranță trebuie luate în calcul atunci când vorbim de etică politică, de sistem politic. Cred că în ultimul deceniu aproape, sau întregul mandat, cele două mandate, de fapt, pe care le are președintele Traian Băsescu, a vorbit de foarte multe ori, în mod public, despre faptul că justiția se reformează, justiția începe să funcționeze și nu au fost practic critici din partea sa la adresa sistemului, la adresa procurorilor, câteodată la adresa judecătorilor, dar foarte, foarte rare. Credeți că acest lucru ajută sau îi împinge pe ceilalți adversari politici să pună presiune, să spunem, pe justiție, prin declarații și prin pozițiile pe care le iau? Președintele Traian Băsescu cred că nu a exercitat asupra justiției nici, știu eu, 1% din influența sau presiunea despre care se tot vorbește de către inamicii săi politici. Pe de altă parte, așa cum îl știm, declarațiile sale publice sunt una, acțiunile sale politice vizibile sau mai puțin vizibile sunt alta. Cert este însă că atitudinea pe care actualul președinte a avut-o asupra sistemului juridic a făcut posibilă și această schimbare despre care vorbim, schimbare în bine. Este mult loc pentru schimbare în continuare, cu siguranță se va petrece într-un interval de timp pe care l-am dorit cu toții mai scurt, dar care va fi cu siguranță mai lung decât sperăm. Însă aceste schimbări există și, dintr-un anumit punct de vedere, pot spune că semnalul politic public care a fost dat de președintele Traian Băsescu, spunând de fiecare dată, toți procurorii trebuie să fie siguri că dacă vor avea o anumită presiune din partea factorului politic, pot veni la mine și vor primi sprijin. O astfel de declarație care a fost făcută nu de puține ori, cu siguranță a întărit credința, spuneam, a celor mai tineri care au venit în sistem, care au reușit prin pregătirea pe care o au, prin forța morală pe care o au, să scape de presiunea care există cu siguranță în colective exercitată de cei care poate sunt în altfel de știu eu, astfel de amiciții, da, în sistem. Cei care au reușit să scape, cumva, spuneam, de această presiune, de această capcană, au primit și această încredere mai mare prin declarațiile președintelui. Prin urmare, vă spuneam, este un soi de ping-pong al declarațiilor și fără îndoială că observăm de ce este interesant, deosebit cazul de astăzi, pentru că este vorba de un mogul de presă. Este vorba de o persoană și nu este prima. L-a mai avut pe Sorin Ovidiu Vântu, dar el nu avea anvergura politică pe care o are Voiculescu. Și știm foarte bine campaniile duse împotriva președintelui, această campanie recentă, nu, cu atât mai acidă și mai acerbă cu cât se apropia această sentință, nu,
Băsescu jos mâna de pe Zuce și mai departe de la, de la postul de televiziune din Trustul Intact. Prin urmare, avem în continuare un drum lung până când apele se vor mai limpezi. Cert este însă că românii au în continuare foarte puțină încredere în justiție și mi-e teamă că au și dreptate. Ne întoarcem în scurt timp la această discuție despre încrederea în justiția românilor. L-avem prin telefon pe Sorin Semeniuc, un jurnalist. Bună seara! Bună seara! Sorin Semeniuc, puteți să ne spuneți încotro se îndreaptă sistemul de justiție în opinia dumneavoastră, pe care, sistem pe care îl cunoașteți bine, având în vedere aceste cazuri, aproape studii de caz din ultima perioadă, privind condamnări ale unor oameni politici importanți? Se îndreaptă spre normalitate și nu mă abține să nu dau din nou exemple din rapoartele periodice ale Comisiei Europene, acele renumite MCV-uri, care arată doar una sau două instituții cu preponderență. Este vorba de Direcția Națională Anticorupție, vorbesc că în sens laudativ, și de Înalta Curte de Casație și Justiție, în mod special, din partea cealaltă a judecătorilor. Există însă, pe de altă parte, în aceleași rapoarte, de fapt, aceste rapoarte confirmă ceea ce se întâmplă și se vede cu Ocio Liberă în România. În partea cealaltă există presiunea factorului politic care manipulează și încearcă să acopere, să arunce perdele de fum, susținând faptul că justiția este în totalitate coruptă. Într-adevăr, în ultima vreme au fost foarte mulți judecători care au fost arestați, condamnați, excluși din magistratură. Dar adică justiția are problemele ei serioase. Exact, dar acest lucru demonstrează pe de altă parte că justiția își face treaba, pentru că își curăță rugina și mucegaiul din interior. Pentru că dacă nu aveam astfel de cazuri, era posibil să se întâmple ceea ce nu s-a întâmplat în România timp de vreo 15 ani după Revoluție. Nu au fost politicieni de rang înalt condamnați și s-au trimis în judecată. De-abia la câțiva ani mai era câte unul cercetat. Dacă mi-amintesc bine, de-abia prin 98, Bivolaru, celebru Bivolaru, deputat PSD, a fost primul care a fost ținta unei anchete și mi-aduc aminte și nu greșesc că factorul politic chiar de atunci a reacționat cu brutalitate. Colegii săi de partid s-au dus la parchet în față, au pichetat, lucru pe care l-au făcut ulterior și mai aproape de zilele noastre și alți politicieni. Cu liderul politic de la Argeș. Da, exact. Exact. Prea aproape de 2013 s-a întâmplat acest moment, pentru că normal ar fi ca după vremurile negre în care justiția a fost oprită să cerceteze politicieni, pentru că este sigur că politicienii în primii 10-15 ani de după Revoluție și-au făcut de cap, au furat, au făcut trafic de influență, etc., etc. Este trist că avem un moment, totuși, la 23 de ani, în care axa timpului ar trebui să meargă, să ne conducă spre normalitate, spre o justiție independentă. 2011, cred că a fost momentul cu Niculescu de la Argeș. Avem acum, la 2 ani, un asemenea moment din nou cu politicieni pichetând parchetul și pe de altă parte spunând că ei nu vor să introducă factori de presiune asupra justiției. Sunt aceste cazuri semne că avem, până la urmă, politicienii nu dețin toată puterea așa cum și-ar fi dorit, poate și inclusiv să controleze justiția? Păi nici n-ar trebui. În afară de chestiunile procedurale de numire, care și de asemenea sunt momente extrem de politizate, din păcate, acest lucru nu este normal. Și Voiculescu, dacă tot a venit vorba,
mi-aduc aminte că a apărut într-o interceptare sau într-o declarație publică spunând că trebuie să punem mâna pe justiție la momentul 2012 după alegerile parlamentare. Parcă citatul exact este nu avem toată puterea, citatul exact este nu avem toată puterea până nu punem mâna pe justiție. Exact, exact. Și totuși separația puterilor în stat, democrația atât declamată, este călcată în picioare. Într-adevăr, există tot timpul acest dublu discurs, această fățărnicie. Chiar și astăzi, Voiculescu, în reacția lui, e versat, într-adevăr. Are o experiență de viață și de manipulare foarte puternică. Spunea faptul că această condamnare există, într-adevăr, dar să nu uităm copiii care nu au reținut să meargă la școală, victimele medicilor din spitale, are un discurs manipulator, dar în același timp fățarnic extraordinar. Mulțumesc, Sorin Săminic, pentru această intervenție și aceste explicații legate de sistemul juridic în competiție aproape cu sistemul politic din România. Pe de altă parte, nu vom scăpa niciodată de aceste numiri. Există, ele nu sunt sisteme care nu pot să fie deloc sau să fie independente total unul de altul. Cei din sistemul politic vor trebui să facă în continuare numiri la niveluri superior al cum este Direcția Generală Anticorupție sau Parchetul General. Da, fără îndoială, chiar Montesquieu, pe care îl amintați noastră în debutul emisiunii, în lucrarea sa lui Esprit de Loi, vorbește într-adevăr de separația puterilor în stat, vorbește de cele trei puteri. Însă, dacă dăm pagina, observăm că următorul paragraf chiar el spune, chiar Montesquieu spune că nu poate fi o separație absolută. Ele trebuie să aibă câteva puncte de convergență pentru a putea funcționa ca un sistem, spunem noi, deși teoria sistemică a fost dezvoltată mai târziu în științele sociale. Prin urmare, există într-adevăr aceste elemente de legătură. Însă, problema este atunci când apar suprapuneri. Nu ar exista aceste puncte de legătură, abia atunci s-ar putea vorbi eventual despre stat în stat, așa cum se mai... Dar ar fi absurd, e ca și cum am vrea să avem un sistem de roți din țate, dacă într-un ceas în care am pune toate rotițele separat pe masă una de alta și am aștepta să ne arate ora exactă. Exact, deci, în principiu nu avem cum să... aceste puncte. Este nevoie există. Însă ca ele să se atingă numai în punctele stabilite și numai atât cât este necesar. Ca totul să fie bine, de ce este nevoie? În aceste puncte în care se întâlnesc sistemele, adică numirile, despre acest lucru vorbim, numirile politice la instituțiile superioare din cadrul sistemului juridic, să fie făcute cât mai transparent și cât mai corect. Da, aici însă e să nu mai existe influența politică. E dificil. Sunt câteva aspecte de profunzime aici. N-aș vrea iarăși să intrăm în aspecte foarte tehnice, dar sistemul de drept din România, cel continental, civil law, legea civilă, adică parlamentul, da? Parlamentul este izvor de lege, este cel care dă legile, intră, să spunem, este în comparație, îl punem în comparație cu sistemul common law, da? Să spunem din țările anglosaxone, în special din Marea Britanie, pentru că în Statele Unite lucrurile s-au mai echilibrat în ultimul timp. În sistemul common law, decizia unui judecător pe o anumită speță devine izvor de lege. Avem jurisprudența, este izvor de drept. În România nu este așa. Putem avea, din păcate, spețe identice sau similare, soluțiile sunt contradictorii. Aici este o foarte mare problemă și toate acestea vin până la urmă să intre în această discuție, în această dispută foarte, foarte amplă. Pentru că dincolo de aceste aspecte foarte vizibile, da, cu persoane cu notorietate crescută, influente, bogate, exact, avem locuitorii României, cei care ajung și ei, cine știe în ce circumstanțe, să aibă legătură cu sistemul de justiție în mod direct. Ei bine, în momentul acela sunt convins că ceea ce discutăm noi acum, oricât am dezbate, capătă o importanță mult prea redusă pentru fiecare dintre cei care trebuie să aștepte niște decizii
știu eu, luni sau ani de zile, da? Luni de zile poate pentru aspecte care sunt foarte, foarte stringente, da? Să vedem acum, s-a schimbat da, codul de procedură civilă, știu eu, o ordonanță președințială, să spunem, legată de care au impact mare pentru minori, da? Înainte era poate câteva săptămâni, acum poate se dă un termen care să aibă sens la 4 luni. Este revoltător, iar oamenii, cum adică, să vă spun, mai degrabă de aici își dezvoltă neîncrederea față de sistem, pentru că știu că nu reușesc să aibă acest sentiment și această încredere că atunci când se adresează justiției, se va face dreptate. Cu alte cuvinte, dumneavoastră spuneți sau încercați să dezvoltați ceea ce acel subiect v-am întrerupt înainte de intervenția lui Sorin Semeniuc, legat de încrederea în justiție, încrederea cetățenilor în justiție. Da, aceste aspecte despre care vorbim, aceste cazuri... E necesar să fie câteva schimbări și aici. Nu aici va lua ceva mai mult, pentru că aceste cazuri exemplare, existența lor are impact deosebit la nivelul Uniunii Europene, să spunem, în acele cancelarii europene, unde se decide intrarea noastră în Schengen în 7 etape, în 2 etape, într-un an, în 7 ani sau cine mai știe când. Pe când pentru omul obișnuit acestea, la momentul în care vorbim, au mai mult element de entertainment. Nu au legătură directă. Impactul direct asupra vieților este mai mic. Ceea ce ar interesa pe justițiabile din România, pe cei care au, vă spuneam, de-a face și sunt foarte mulți pentru că, vedeți dumneavoastră, în momentul în care încrederea în sistemul de justiție este foarte scăzută, când percepția că este corectă, că este mai puțin corectă sau că este incorrectă cu privire la un grad de corupție foarte ridicat existent în justiție, da? Odată ce există această percepție din partea populației, presiunea este foarte mare asupra instanțelor. De ce? Pentru că cineva care este, să spunem, nu știu, incorrect sau care vrea să obțină în mod ilicit, da? Ceva ce nu-i aparține, ce spune? Dacă nu mă adresez, bun, bucata asta de pământ, de lângă pământul meu, nu mi-aparține. Dar poate mă duc în justiție, acolo când mă duc în justiție, teoretic 50% am și eu șanse să obțin și poate, făcând ceva mișmașuri, că am înțeles că se poate în justiție, poate l-obțin eu, deși nu este al meu. Și atunci iarăși supraîncărcăm instanțele. Un alt element este și acesta legat, pentru că vorbeam de common law, de legea aceasta, de dreptul comun, care izvorăște de unde? Din maniera de interacțiune a oamenilor. Adică, dacă eu am 7 oameni pe o stradă și 6 spun că nu e bine să vii și să claxonezi între orele 12 noaptea și 3 dimineața cum face al 7-lea vecin, n-am nevoie de o lege care să facă. În Marea Britanie un judecător nu are nevoie de o lege ca să ia o decizie în acest sens. Spune foarte clar, așa cum spun cei mai mulți, dacă aceasta este practica, aceasta este cultura, ăsta este obiceiul, trebuie să le respecte toți, nu trebuie să dăm o lege pentru asta. E bine, în România, din păcate, acum bine, caricaturizând, dacă pentru a ieși dintr-o încăpere la ușă sunt 7 români, și copii, și femei, și vârstnici, și așa mai departe, noi avem nevoie de o lege ca să stabilim cine este primul, pentru că cei de acolo nu reușesc să se înțeleagă. Și atunci ce fac? Unde scrie, se întreabă? Unde scrie că ar trebui să iasă întâi? Da, și atunci ce se întâmplă? Punem presiune pe justiție în mod artificial. Am ajuns la finalul acestei discuții destul de importante. Vom mai avea și altele. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la Vocile Iașului. Revenim în câteva momente. Am revenit la Vocile Iașului. Discutăm în această a doua parte a emisiunii despre numărul de proiecte în creștere de la Consiliul Județean Iași. Discutăm împreună cu consilierul președintelui Consiliului Județean, Răzvan Timofciuc. Bună seara! Bună seara! Propunerea mea este să începem cu acest proiect al cărei contract s-a semnat ieri. Este vorba despre Mănăstirea Golia. Este o continuare. A mai fost un proiect la Mănăstirea Golia de reabilitare. Acum despre ce este vorba? Ce are în vedere acest proiect în principiu? Așa cum ați spus, este continuarea proiectului Golia 1, proiect care în prima etapă a presupus reabilitarea completă a zidurilor exterioare și a turnului, iar acum, în etapa a doua, urmează să se reabiliteze
pictura murală, pictura interioară, interiorul. În interiorul bisericii, pentru a pune în valoare acest patrimoniu deosebit care se află acolo, patrimoniu cultural deosebit. Pictura murală a bisericii Golea este recunoscută simbolistica ecumenismului local, iar acest lucru este de foarte bun augur pentru a crește numărul de turiști la această mănăstire. În principiu există și punerea în valoare a întregii. Am văzut iluminarea întregului obiectiv. Da, reamenajarea spațiilor verzi din incinta mănăstirii, reabilitarea structurii bisericii și toate aceste proiecte sunt finanțate prin fonduri de la Uniunea Europeană. Consiliul Județean este singura instituție din țară care are în proprietate o mănăstire. Acest lucru a fost necesar pentru a putea aplica pentru fonduri europene și odată cu finalizarea acestui proiect sperăm că mănăstirea Golea va deveni un punct principal de atracție turistică. Scrie în proiect că se reabilitează și rețeaua de transport public din zonă. Acest lucru nu a fost realizat odată în primul proiect? Aceasta este contribuția primăriei. La ce anume se referă în acest proiect această rețea de transport? Practic intervenția la rețeaua de transport. Da, este vorba despre trotuarele, drumul perimetal și toate aceste investiții adiacente mănăstirii sunt realizate de către primăria municipiului Iași, care este partener în cadrul acestui proiect. Este vorba despre reabilitare interioară, dar și externă în același... Da, reabilitarea externă se realizează prin fonduri de la bugetul primăriei municipiului Iași, aceasta fiind parte de contribuție cu care municipalitatea a venit în cadrul proiectului care a fost depus prin programul operațional regional. Există trei surse de finanțare, adică Consiliul Județean, primăria și fondurile europene? Exact, da. Dar contribuția instituțiilor locale, autorităților locale, este infimă. Vorbim de 26 de milioane de lei, dintre care 24,6, dacă nu mă înșel, este suma pe care am absorbit-o de la Uniunea Europeană. Deci vorbim de mai puțin de 1% contribuție de la autoritățile locale. Dar 0,5%, 1 milion și ceva de lei de la... 1,6 milioane de lei, dacă nu mă înșel. Și de la Consiliul Județean și de la primărie. Și de la primărie, da. La Consiliul Local. Trecem la alt proiect. Proiectul cu spitalele, reabilitarea ambulatoriilor la cele două spitale. La cele trei spitale. La Spitalul de Pneumofiziologie, la Maternitatea cu Zavod și la Spitalul de Neurochirurgie profesor dr. Nicolae Oblu. Da, îl amintim și pe cel de la Pneumofiziologie. Am mai discutat despre el, de aceea mă refeream la celelalte două. Ieri a fost semnat contractul de finanțare pentru reabilitarea completă a ambulatoriului de la Spitalul de Neurochirurgie profesor dr. Nicolae Oblu. Semnarea acestui contract practic închide lista de proiecte care vizează reparații capitale la ambulatoriile celor patru spitale, practic Spitalul Spiridon în prima etapă, ambulatoriu care a fost dublați. Ambulatoriu care vorbim despre patru. La Spitalul Spiridon vorbim despre punctul de lucru de pe strada Bertlou, ambulatoriu care deja a fost finalizat, la Maternitatea cu Zavod și la profesor dr. Nicolae Oblu, aceste două contracte au fost semnate luna aceasta și luna trecută a fost semnat contractul de finanțare pentru ambulatoriul la pneumofiziologie. Ce termene avem? Când tăiați pe Anglica sau când tăiai președintele Consiliului Județean pe Anglica? Durata de implementare la ambulatoriul de la neurochirurgie este de 21 de luni. Dacă constructorii se vor mișca repede, putem spera că într-un timp mai scurt acest ambulatoriu va fi dat în folosință. Experiența noastră de obicei ne spune că acești constructorii și au o marjă mai lungă, de fapt. Adică se solicită mereu prelungirea contractelor. Sperăm să nu fie cazul aici. La maternitatea cu Zavodă este o lucrare amplă? Este practic un proiect care va dota câteva laboratoare medicale,
care va reabilita complet 2000 de metri pătrați, dacă nu mă înșel, cât e suprafața ambulatorului, și care va crește și va oferi posibilitatea medicilor de acolo să lucreze cu aparatură modernă, exact de ceea ce au nevoie pentru a presta servicii de calitate decente. În cazul maternității există și alte investiții legate de corpul vechi. Intervine Consiliul Județean și acolo? Acolo, deci, pentru proiectul european vizează doar partea ce ține de ambulatoriu. Da, acest proiect despre care ați amintit e adevărat, dar sunt investiții de la bugetul local care se fac în corpul vechi al clădirii de la maternitate cu zăvodă, care se dorește a deveni mult mai operațională. Din păcate, această clădire nu poate fi dărâmată, deși este o clădire foarte veche, structura de rezistență este foarte slabă, dar pentru că este obiectiv de patrimoniu, nu putem dărâma și construi un corp nou, deși costurile, culmea, ar fi cam aceleași, dacă am construi un corp complet nou. Însă din cauza că are statut de obiectiv de patrimoniu, nu... Trebuie conservat. Trebuie conservat, da. S-au făcut încercări pentru a se construi un nou corp, ceea ce ar fi firesc, pentru că, v-am spus, sunt cam aceleași costuri, dar trebuie să respectăm și chestiunile ce țin de patrimoniu. În cazul spitalului de neurochirurgie, este vorba de investiție și la ambulator, dar este vorba și despre un alt proiect care privește lucrări ample de reparații capitale. Da, după cum știți, politica actualului președinte al Consiliului Județean este aceea de a concentra resurse masive în două spitale în acest mandat, și anume Spitalul de Neurochirurgie și Spitalul de Copii Sfânta Maria, pentru a putea demara investiții de reparații capitale la aceste două unități spitalicești, și preconizăm că în 3 ani cele două spitale vor arăta ca noi. Deja s-au alocat, consilierii județeni au aprobat finanțarea... În 3 ani, începând de când, de acum? Deja s-au făcut toate studiile și în cel mai scurt timp, dacă unitățile, dacă managerii spitalelor și conducerea spitalelor vor face toate diligențele, ar trebui să înceapă și lucrările. Deja s-au alocat bani din bugetul pe anul acesta, 6 milioane pentru Spitalul de Copii Sfânta Maria, 6 milioane de lei și 7 milioane pentru Spitalul de Neurochirurgie. Suma totală necesară pentru a termina, pentru a finaliza reparațiile capitale la aceste două spitale este de 12 milioane de euro la Spitalul de Copii Sfânta Maria și 7 milioane de euro la Spitalul de Neurochirurgie. Acestea sunt sumele preconizate. Este important de știu că toate aceste investiții se fac cu bani de la bugetul local, nu este niciun sprijin guvernamental pentru a duce la bun sfârșit aceste două mari proiecte, dar sunt foarte, foarte importante pentru că aceste două spitale deservesc practic întreaga regiune și au un profil chiar unic în România. Sunt două spitale mari, sunt aproape 20 de milioane de euro. Spuneți că în 3 ani ar putea fi gata, da, asta da. Înseamnă că în 2016, în principiu, în vară... La finele acestui mandat. La finele acestui mandat, deci mai repede. Mandatul se termină în mai puțin timp decât 2016. Și celelalte spitale în această perioadă rămân fără niciun fel de investiție? Nu. Celelalte spitale din curtea Consiliului Județean, desigur. Nu. Și pentru celelalte spitale... Se alocă fonduri pentru reparații urgente, în primul rând, și chiar dacă se vor concentra resursele în prima etapă pentru aceste două spitale, urmează ca în următoarea perioadă de finanțare a Uniunii Europene se dorește ca celelalte spitale să fie reabilitate prin fonduri de la Uniunea Europeană, pentru că la cum se discută următorul ghid de finanț, la următoarea perioadă de finanțare, sunt foarte mari șanse ca să existe axe pentru reabilitarea infrastructurii spitalicești. Și este un obiectiv prioritar al Consiliului Județean acela de a absorbi fonduri europene, de a mobiliza fonduri europene pentru a
pentru a... Se vorbește, e adevărat, și s-au realizat multe proiecte prin fonduri europene și la Consiliul Județean și la Consiliul Local, la Primărie, suficiente, și am văzut aceste lucruri în ultimii ani. Dar, de obicei, se spune că bugetul este mic. Se spune că sunt constrângeri bugetare la aproape la orice solicitare care vine din exterior. În momentul în care se apelează la fonduri europene, e necesar de o contribuție. De unde vin acei bani pentru contribuție? Consiliul, chiar contribuția de la proiectul Golia, există. Mică, dar există. Una mică la Golia, una mică dincolo și așa mai departe, se adună o sumă suficientă. Păi, vă dați seama, dacă Consiliul Județean nu ar avea bani pentru parte de confinanțare, nu ar putea vorbi despre nicio investiție la niciun spital. Există un buget destul de consistent al Consiliului Județean pe care este gestionat anual. Și acesta trebuie... Adică deși, prevede anual sume specifice pentru anumite... La începutul fiecărui an se fac capitole bugetare și se trec la capitolul investiții de cele mai multe ori sume de bani care sunt păstrate în buget pentru a putea veni cu parte de cofinanțare la aceste proiecte. Există o proiecție pe termen lung a actualei conduceri care are în vedere toate posibilitățile, toate sursele de finanțare și, evident, contribuția noastră la aceste proiecte europene, care de obicei este de maxim 10%, este prinsă în capitolul bugetar la începutul fiecărui an. Pentru că, v-am spus, este o proiecție a bugetului pe un întreg an și atunci există această preocupare pentru a nu rămâne fără bani în buget atunci când primim răspunsuri pozitive pentru diferite proiecte pe care le depunem. Cu alte cuvinte, spuneți că există și o strategie întreagă, exact, cel puțin până la sfârșitul mandatului, nu? Tocmai s-a atribuit un contract de realizare a strategiei de dezvoltare socioeconomică a județului Iași. Această strategie este obligatorie pentru că pe ea se fundamentează viitoarele proiecte europene care sunt... Dar ce înseamnă obligatoriu? Ce înseamnă că așa cam fiecare președinte de Consiliu Județean a avut o strategie, a prezentat-o prin Consiliu, dar foarte multe lucruri nu s-au văzut. Păi, pe baza strategiei care urmează să se realizeze în următoarele 6 luni, atunci când Consiliul Județean încearcă să absoarbă fonduri europene, ea constituie fundamentul. De acolo se pleacă. De acolo se pleacă. Se ia în considerare exact, pentru că cei de la Comisia Europeană trebuie să vadă că autoritățile locale și în speță Consiliul Județean are o proiecție pe termen lung a investițiilor pe care le are în vedere. Pentru că nu poți lucra în cadrul unei administrații cu hierupisme peste noapte să te gândești la un proiect și pe care să aplici la Uniunea Europeană să primești fonduri. Și această strategie tocmai s-aș propune să fundamenteze foarte clar direcțiile de acțiune ale Consiliului Județean, să vină cu argumente socioeconomice, argumente statistice și diferite inputuri pe care le aduc la această strategie toți factorii din comunitatea locală, universitate, oameni de afaceri, instituții publice, și această strategie care reprezintă viziunea pe termen lung a Consiliului Județean, stă la baza viitoarelor intenții de obținere a fondurilor europene. Ce ar mai fi în plan, să spunem, dacă există o astfel de strategie? Ea privește, știm, în mare, finalizarea lucrărilor la pista de la aeroport, celălalt proiect imens legat de selectarea Colectiva deșeurilor din întregul județ, care un alt proiect care a început. Uh-huh. Mai ce? Există ceva legat de drumuri? Probabil ceva... Acest drumurile județene este principala problemă cu care se confruntă în momentul de față... Acest capitol, nu? Drumurile județene. Drumurile județene care se confruntă locuitorii din județ deosebi. Vom vedea care sunt principalele obiective ale strategiei și direcții de acțiune după finalizarea ei, peste 6 luni de zile, dar deja în urma declarațiilor publice ale președintelui Consiliului Județean se vor concentra toate eforturile pentru a obține fonduri europene pentru 2 mari drumuri județene care deservesc aproape jumătate din populația județului Iași pentru
investiții la celelalte, la celelalte patru spitale din subordinea Consiliului Județean pentru construcția viitorului parc industrial, pentru a putea atrage investitori, pentru a putea crea locuri, noi locuri de muncă. Totodată mai sunt toate acțiunile ce țin de, de o mai bună gestiune a instituțiilor care sunt în subordinea Consiliului Județean și care, nu, care sunt foarte multe. Instituțiile trebuie să aibă la rândul lor strategia lor, trebuie să, nu știu, au manageri oricum. Au manageri și, evident, fiecare manager își proiectează cum știe el mai bine bugetul care are la Consiliul Județean, dar Consiliul Județean fiind autoritatea cea mai importantă la nivel, la nivelul întregului județ, trebuie să-și proiecteze cu foarte mare atenție investițiile în următorul exercițiu bugetar, pentru că sunt foarte, foarte multe nevoi și trebuie să știi să le prioritizezi. Și tocmai asta își propune strategia. Este un proiect și care privește producătorii agricoli, despre care am vorbit puțin. Da, Transagropolis. Este integrat în acest, în acest complex de... El a fost integrat în strategia trecută de dezvoltare a județului și este cumva rezultatul a acestei strategii. Da, acest proiect Transagropolis urmează să fie finalizat la finele anului 2015, să fie dat în folosință și el își propune să vină în sprijinul producătorilor agricoli din regiunea noastră. Să depoziteze practic să produsele agricole să, da, să poată să ofere posibilitatea producătorilor de a depozita produsele agricole și de a le oferi astfel posibilitatea de a intra în marile lanțuri de magazine, oferind acestora ceea ce au nevoie, anume ritmicitate și o constanță în furnizarea de, de produse. Vreau să vă întreb în legătură cu aceste prioritizări pe care le-a făcut Consiliul Județean. Nu neapărat spunând că sau contestându-le sau criticându-le. Dar vreau să întreb dacă ceilalți manageri de spital nu s-au arătat un pic dezamăgiți de faptul că totul se concentrează acum pe celelalte două spitale, pe Nicolae Oblu de neurochirurgie și pe Spitalul de Copii Sfânta Maria. Ar trebui să vedem cum s-au desfășurat lucrurile până acum. În fiecare an, la fiecare spital se alocau în medie cam 2 milioane de lei noi. De fiecare dată această sumă de bani era insuficientă pe de o parte pentru a demara mari investiții care să îmbunătățească semnificativ actul medical, dar erau suficienți cât să mențină în viață spitalul și să asigure cheltuielile urgente. Ori acum banii pentru cheltuielile urgente ale spitalului, evident că se vor aloca pentru toate cele 6 spitale. Pentru ținerea în viață. Nu neapărat pentru ținerea viață, că deja vedeți la momentul cum se vădă, se fac investiții deja, deși nu este acest spital nu este prevăzut în, pe lista primilor două proiecte care vor primi investiții masive. Atenția. Dar poate nu am exprimat eu bine. Aceste două spitale încep acum pentru că pentru care deja s-au alocat bani, dar în următorii ani, adică anul viitor și peste 2 ani și peste 3 ani, se vor începe lucrări de reabilitare, reparații capitale și la celelalte spitale, tot la fel prin credit de angajament, ca și la aceste două spitale. Adică se vor face toate studiile necesare, studii de vizibilitate și așa mai departe, care costă și acestea foarte mult. Proiectarea tehnică și așa mai departe. Iar numai că lucrările urmează să înceapă puțin mai încolo. Deci, ideea este că la sfârșitul acestui mandat, aceste două spitale de neurochirurgie și maternitate cu Spitalul de Copii Sfânta Maria vor fi gata, vor fi la cheie cu reparații capitale făcute. Dar în această perioadă se vor demara procedurile și pentru celelalte spitale pentru a se face și la ele reparații capitale. Numai că foarte posibil nu vor fi finalizate la capătul acestui mandat în 2016. Da, acum, bun, lucrurile sunt, cum ar veni, destul de clare dacă privim din această perspectivă. Sunt banii care veneau și până acum, doar că dincolo sunt aceste credite. Exact, sunt credite de angajament, pentru că acum Consiliul nu are în buget 20 milioane de euro ca să îi aloce pentru reabilitarea completă a celor două spitale. Consilierii județeni au votat un credit de angajament care presupune că în următorul an bugetar se vor prinde bani în buget pentru a
continua investițiile la cele două spitale. Și pe parcurs, pe parcursul anului următor, același lucru se va întâmpla și pentru celelalte spitale. Tot la fel, pe baza creditelor de angajament se vor aloca bani astfel încât... Păi acolo vor fi credite de angajament sau vor fi fonduri europene? Păi dacă sper să așteptăm următorul exercițiu financiar al Uniunii Europene, pentru că încă nu știm axele din următoarea perioadă. Dacă vor fi axe speciale pentru infrastructura de spitale, se încearcă absorpția fondurilor europene. Și s-a renunțat la credite. În prima fază, da, dacă se atrag fonduri europene, evident, pentru că prioritatea este de a accesa fonduri din surse externe și fondurile pe care le avem noi să le alocăm acolo unde nu putem accesa fonduri europene. Răzvan Timofciuc, mulțumesc foarte mult pentru prezență, consilier al președintelui Consiliului Județean. Puteți să ne adresați observații la adresa de e-mail Vocile Iașului, arondigi24.ro. Sunt Ovidiu Mihoiuc, vă dau întâlnire mâine seara de la ora 19 la o altă ediție Vocile Iașului. Până atunci vă urez o seară liniștită.